La Orange Systems știm o nouă rețetă de a lucra în IT. 31 linii de cod, o cafea savuroasă, creativitate și o gașcă de colegi harnici alături. Orange Systems, o nouă rețetă de a lucra în IT. Ce face copilul dumneavoastră aici? Știu că fiul meu, Vlad, implementează ceva funcționalități în cadrul diferitor proiecte, adică ceva la calculator. Mi-a povestit că dezvoltă microservicii și face ceva cu Kafka. Sincer, nu știu dacă lucrează aici. De fiecare dată când îl sun, îmi spune că e în parc, în oraș, e plecat undeva peste hotare, dar îmi spune mereu că lucrează. Chiar nu înțeleg. Ce proiecte a realizat? Eu am citit într-o postare pe Facebook că echipa în care lucrează fiul meu Ștefan face câte ceva important în fiecare lună pentru oamenii și orașul nostru. Băiatul meu mi-a arătat un fel de aplicație. Poți să vezi câte locuri din oficiu sunt ocupate, să-ți rezervi masa la care vei lucra, să afli care este temperatura din birou și care este calitatea aerului. Fain, nu? Wow! Cristina mi-a arătat cum pot să intru pe contul meu fără parolă, că mereu o uit. Vă imaginați? Telefonul îmi recunoaște fața. Acest video va fi văzut de copilul dumneavoastră. Ce ați vrea să-i transmiteți? Adriana, mă mândresc cu tine. Alex, ești cel mai talentat. Ține-o tot așa. Cristina, sunt foarte mândră de tine și sunt fericită că sunt mama ta. Căline, ești cel mai tare. Amintește-le părinților tăi că ești cel mai bun. Intră pe systems.orange.md, aplică pentru un job și descoperă o nouă rețetă de a lucra în IT. Și hai odată, când te însori, toate neamurile mă întreabă. Bună ziua tuturor! Am plăcerea să vă salut pe toți aici de la Orange, de la Orange Systems astăzi. Numele meu este Olga Surugiu, sunt director la Orange Systems și astăzi organizăm o ediție nouă de Inspiration Session. Orange Systems are misiunea să vă aducă și să vă bucure, sperăm noi, cu webinare și cu tematici interesante. Până acum le organizam live în perimetrul spațiului nostru de lucru, Orange Kitchen, iar acum, evident, toată lumea se adaptează la noua normalitate și am încercat și noi să ne adaptăm la realitatea pandemică și să organizăm un webinar inedit online, în variantă digitală. Partea bună a acestui eveniment este că avem ocazia să interacționăm cu un expert și o vorbitoare cu renume mondial din Londra, care este în Londra. Chiar îi ziceam la începutul discuției noastre că frumusețea acestei lumi digitale stă în interacțiunea noastră, care este facilitată din orice colț al lumii. Sper că toți cei care s-au conectat cu noi au adus cu ei curiozitatea și buna dispoziție. De asemenea, vă așteptăm să ne scrieți întrebările în comentarii. Sunt convinsă că aveți curiozități și sunteți dornici să cunoașteți mai multe despre inteligența artificială, dar subiectul de astăzi este unul cu atât mai important și cu atât mai responsabil. Este vorba despre etica în inteligența artificială, un subiect care nu este atât de des abordat din punctul nostru de vedere și care ar trebui discutat în virtutea acestor schimbări și dinamice și disruptive, acestor rupturi ale industriei, ce se întâmplă de fapt, care sunt victimele colaterale sau riscurile asociate cu această acțiune digitală în inteligența artificială. Bun, după cum vă spuneam, avem o vorbitoare extraordinară. Am zis o vorbitoare intenționat pentru a pune accent și pe faptul că este pentru prima dată la edițiile noastre de Inspiration Session când avem o invitată
Și suntem tare mândri de acest lucru, deoarece unul dintre angajamentele echipei Orange Systems este să promovăm accesul la joburi tech și IT prin rândurile doamnelor și domnișoarelor, deoarece în momentul de față nu există acel echilibru pe care mi l-am dorit să existe. De aceea sunt cu atât mai recunoscătoare invitatei noastre că este un exemplu și un model de urmat pentru toate doamnele și domnișoarele care ne urmăresc astăzi. Despre Maria aș putea să vă spun foarte multe. Vă spun doar, v-am zis că este la Londra în momentul de față, vine de la PwC UK, conduce o echipă de Artificial Intelligence for Good, este responsabilă de o echipă de Artificial Intelligence for Good, dar nu doar asta, este consilieră și expertă în etică în inteligența artificială, lucrează cu diverse structuri guvernamentale, este consilieră pentru Parlamentul Britanic, este consilieră pentru UNICEF și pentru multe alte organizații care se preocupă de viitorul nostru, al omenirii, dar și de problemele de etică. Bun, acum aș vrea să o las pe Maria să ne povestească și să ne spună cât mai multe despre tot ce înseamnă etică în inteligența artificială. Bine ai venit la noi! Mulțumesc mult, Olga, și bună ziua, Moldova! Mă bucur să fiu aici. Mulțumesc mult pentru invitație și sper că în următoarea oră și 20 de minute o să parcurgem împreună o poveste a inteligenței artificiale și a eticii inteligenței artificiale, care să stimuleze cât mai multe întrebări și răspunsuri, sperăm, din partea mea, dar cred că ce îmi doresc cel mai mult pentru sesiunea noastră este să cumva să vă deschidă orizontul, să vă dea o altă perspectivă asupra lucrurilor când vine vorba despre tehnologie și să începeți să aplicați ce știm noi să facem mai bine în partea minunată de lume de unde venim cu toții, și anume să luăm să aplicăm analiza critică a tot ceea ce se întâmplă și să avem capacitatea de a vedea cu adevărat lucrurile așa cum sunt. Așa cum spunea Olga, numele meu este Maria Accente, lucrez la PwC UK, sunt în UK de aproape 11 ani, la PwC mai mult de jumătate din acest timp și de ceva vreme sunt parte din centrul de excelență în inteligența artificială al companiei noastre în UK, unde am fost de la început și m-am specializat pe parcurs în partea de etica inteligenței artificiale. La momentul acesta coordonez un departament care se numește Responsible AI. Este o soluție pe care noi am dezvoltat-o pentru a aplica și a testa aplicarea eticii în inteligența artificială, dar este și o filozofie după care noi facem inteligența artificială și e ceva ce mie mi-e foarte drag să spun, că dacă AI nu este Responsible AI, nu ar trebui să fie deloc. Și pentru că știu că foarte mulți dintre voi sunteți tehnologist și pentru că îmi doresc să vă surprind puțin, nu o să vorbim foarte multe detalii tehnice acum despre tehnologia pe care o numim inteligența artificială, ci o să ne îndreptăm înspre de ce e nevoie să considerăm sisteme de valori când dezvoltăm tehnologia asta. Și de ce acum? Și cum ar trebui să o facem? Este una dintre marile întrebări care frământă comunitatea de AI, dar și cum o să vedeți din prezentarea mea, nu doar comunitatea de experți, și guvernele, cei care fac regulile, legile, societatea civilă în general. Și o să parcurgem împreună, cum am spus, povestea aceasta de ce inteligența artificială, de ce etică și care ar fi rolul vostru, fiecăruia dintre voi pe care ar trebui să-l jucați, chiar dacă la momentul ăsta poate că nu neapărat lucrați în domeniu, dar așa cum o să vedeți și cum probabil că mulți dintre voi simțiți, inteligența artificială este în multe arii ale vieții noastre, fără să o numim inteligența artificială, fără să știm că există. Deci e nevoie de tot să avem această înțelegere. Între timp,
o să îmi folosesc și slide-urile. Pentru echipa tehnică, dacă vă rog să puneți și slide-urile. Așa, perfect. De ce AI? Și cum să vorbim despre inteligența artificială ca să-i, să facem un pic de dreptate? În sensul că foarte mult din conversația care s-a întâmplat în jurul acestei tehnologii minunate și înfricoșătoare în același timp a fost unilaterală până de curând. A fost o discuție care a plecat oarecum de la Hollywood prin toate producțiile pe care au făcut bazate pe literatura științifico-fantastică. Și foarte multă vreme a fost un vis al umanității, care a fost destul de departe în a se realiza. Visul în care roboți de toate felurile, culorile și formele au jucat în imaginația creatorilor de la Hollywood și a scriitorilor un rol important, înfricoșător câteodată, dar în același timp fascinant. În poveștile pe care Hollywood l-a pus la punct, dar a fost pentru foarte multă vreme un vis îndepărtat, un vis care, cel puțin de 10 ani încoace, devine din ce în ce mai palpabil și vedem cum această inteligență artificială, această tehnologie începe să prindă roade, începe să deliver results, dacă vreți, dar în același timp trebuie să ne amintim că cu toate beneficiile astea și potențialul enorm pe care îl are, sunt și anumite riscuri destul de mari pe care nicio altă tehnologie de până acum nu a avut-o și nu a avut-o la scara aceasta. De aceea este foarte important ca toți cei care lucrează în tehnologie să înțeleagă exact ce este inteligența artificială și care sunt beneficiile, dar și riscurile asociate. Așa cum spuneam, poate că foarte multă lume se gândește că inteligența artificială există undeva în Silicon Valley, și probabil în mașinile autonome Tesla sau în telefoanele noastre, dar nu se gândește că, de fapt, foarte mult din lumea digitală este powered by AI. Dacă vă uitați la primele 5 companii cele mai mari din lume, vă veți vedea că ele sunt majoritatea companii de tehnologie, inclusiv Amazonul, care deși dă senzația că ar fi non-tech company, motivul pentru care a ajuns atât de departe este că foarte multe din operațiile Amazon sunt powered by AI. Și atunci, tehnologia aceasta, cu toate că nu-i punem ștampila asta încă, există în calculatoarele, telefoanele noastre, în majoritatea site-urile pe care le folosim, cu cât sunt mai cunoscute, mai răspândite, cu atât este posibilitatea ca tehnologiile astea să crească nivelul de eficiență și de productivitate al acestor tool-uri. Și atunci, cu asta, trebuie să înțelegem două lucruri, că inteligența artificială este nu numai la servici, dar este crescând în viața noastră, în viața copiilor noștri și poate că o să devină și mai evident după această pandemie existența ei în serviciile publice, transport, medicină, justiție și așa mai departe. Deci, cu atât mai important este să înțelegem cum funcționează această tehnologie și cum ar trebui să o dezvoltăm. Foarte multe din discuțiile la care am asistat în ultimii 3-4 ani legate de inteligența artificială au fost legate de taxonomie, legate de definiție și cum sunt atâtea borde, atâtea obiceiuri, atâtea definiții AI-ului sunt în lumea aceasta. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut noi în partea centrului nostru de excelență a fost să scriem negru pe alb, ca să înțelegem toți care suntem implicați în procesul ăsta, de fapt, ce înțelegem prin inteligența artificială.
foarte multe din definiții vorbeau despre tehnologiile care stau sub umbrela asta și probabil că sunteți familiar cu ele, pentru că vorbim de deep learning, machine learning, NLP, optimization, conversational agents. De fapt, noi ce spunem este că nu vorbim doar de un sistem sau altul, este de o combinație de tehnologii care împreună reușesc să simuleze trei dintre cele mai mari caracteristici ale inteligenței artificiale, capacitatea de a auzi, de a simți, de a face sens în mediul în care există. Iar aici, vedeți, sunt câteva tehnologii care sunt în acest domeniu, inclusiv machine vision și visualization, în alte definiții visualization, adică capacitatea de a prezenta output-ul unui model, nu e considerat partea inteligenței artificiale. A doua categorie și foarte importantă este partea de think, de a raționa toate aceste date care sunt conectate, colectate din mediul exterior. Și probabil că cea mai cunoscută tehnologie aici rămâne machine learning, sub disciplina ei deep learning, dar foarte importantă este și partea de simulare, simulation and optimization. Echipa mea are foarte multe proiecte cu această tehnologie. Este o tehnologie care este puțin mai puțin discutată ca și o componentă a inteligenței artificiale, dar este una care are foarte multe aplicații în foarte multe industrie. Și partea de a face, deci odată ce înțelegi ce trebuie de făcut și ai o variantă de a progresa, este ceea ce faci în continuare. Și vorbim aici de sistemele de translation, automation, care am văzut că foarte multă lume nu categorizează AI, dar este în fapt o ramură până la adaptive system și collaborative system. De ce este important? De ce v-am arătat toate aceste lucruri? Este că atunci când o să ajungem să vorbim despre partea de moralitate a acestor sisteme, trebuie să înțelegem despre ce vorbim, care sunt aceste sisteme și să punem degetul, cum am zis, pe ele. Pentru că numai având această înțelegere clară a conceptelor despre care vorbim, vom putea atunci să analizăm și partea de moralitate pe care o implică. Câteva exemple din partea de activitate asta, foarte mult din partea de gândire sau a componente a inteligenței artificiale și de a acționa, bazat foarte mult pe lucrurile pe care le facem noi, în colegii mei, în centru de excelență AI. Precum vedeți, sunt probabil activități pe care nu vă sunt nici vouă străine. Și de aici și conceptul de boring AI, de faptul că vorbim atât de mult câteodată despre un AI care încă nu există sau există în realmul Silicon Valley și a companiilor mari de tech, dar în viața de zi cu zi sunt niște aplicații puțin mai puțin interesante, dar care fac o treabă excelentă în a ajuta să deliver activitățile noastre de zi cu zi. Foarte important este să ne puțin uităm și la istoria inteligenței artificiale, ceea faptul că nu s-a întâmplat peste noapte, deși slide-ul acesta începe undeva din anii 90, după iarna, Winter of AI, din perioada anilor 80. Cu siguranță îi datorăm foarte mult lui Alan Turing, UK-ul îi datorează foarte mult pe Alan Turing, deci nu e o surpriză că Institutul Național de Cercetare pentru Inteligența Artificială din UK poartă numele. Dar motivul pentru care am pus pe acest slide doar începând din anii 90 este că de pe atunci au început să vedem niște aplicații în viața de zi cu zi ale inteligenței artificiale, care pe măsură ce ne-am apropiat de perioada curentă, vedem că
s-a produs o accelerare a utilizării inteligenței artificiale în viața de zi cu zi. Și visul acesta umanității de a avea artefacte care să, într-un fel, să ne facă viața noastră mai bună și, de ce nu, în cele mai multe cazuri, să ne ia task-urile plictisitoare și repetitive pe care fiecare dintre noi le considerăm mai puțin importante, să le delegăm acestor mașini. Și motivele au fost mai multe, aș spune, steluțe care s-au aliniat și ne-au permis să avem adevărat explozia aceasta a utilizării inteligenței artificiale din ultimii 5-10 ani. Și astea au fost toate puse cap la cap, au fost în primul rând o creștere exponențială a capacității de computare și probabil că știți capacitatea microprocesoarelor cât de mult a crescut în ultimii 5 ani, ceea ce a permis o capacitate de crunching data mult mai mare. Cu asta a venit în principal și democratizarea tehnologiei prin smartphone-urile, prin apariția social media, care a însemnat de fapt un mare exercițiu de colectare de date personale, care este de fapt materia raw material, materia primă perfectă pentru puternicele microprocesoare, dar în același timp și existența sau creșterea, este democratizarea produselor de software și anume marile companii care au testat, au utilizat unele dintre soluțiile care există, le-au pus sub statura de open source și asta a crescut foarte mult, a accelerat, dacă vreți, educația în IT, fără să trebuiască să faci studii foarte lungi și să poți să lucrezi în domeniu fără să ai nevoie de o educație extrem de precisă. Iar ultima aș spune ultimul impuls pe care, probabil unul dintre cele mai mari pe care le-a dat inteligența artificială, este apariția infrastructurii cloud și faptul că toate datele sunt conectate mai mult sau mai puțin centralizat, de acolo practic și teoretic și practic toți cei care sunt conectați la internet poate să aibă acces la mult mai mare volum de informații decât înainte și toate aceste patru elemente au contribuit într-o măsură mai mică sau mai mare la această explozie a inteligenței artificiale. Acum, dacă vorbim puțin despre ce este și cam cum s-a ajuns aici, haideți să ne întrebăm puțin cam cât de mare este această plăcintă numită AI, din punct de vedere economic. Înțelegem că, din punct de vedere tehnic, sună foarte interesant, are foarte mult potențial, cum o să vedem în curând, dar din punct de vedere economic, pentru că acolo unde ajunge tehnologia aceasta este pusă sub lupă de către cei care au bugetul. Și se dorește foarte mult să se înțeleagă dacă dezvoltăm și investim în această tehnologie, care sunt avantajele, care sunt beneficiile. E bine, fiind parte dintr-o companie de consultanță, avem beneficiul nostru este că am făcut niște studii. Am făcut un studiu acum 3 ani și jumătate legat de impactul economic al inteligenței artificiale asupra productivității și consumului. Precum vedeți, această cifră extraordinară pe care noi am estimat-o că s-ar atinge până în 2030, este enormă și ar putea să spuneți, nu suntem departe, suntem mai puțin de 10 ani până atunci, chiar într-adevăr o să fie atât de mare. Cred că, de fapt, ce vreau noi să transmitem prin această sumă este că s-ar putea să nu atingem acest
lucru, dar ori și dacă am atinge un procent din el, este o contribuție absolut enormă, atât la partea de consum, dar mai ales la partea de productivitate. Și bineînțeles, majoritatea studiilor care se fac nu iau în considerare foarte mulți factori externi, cum ar fi, de exemplu, recesiunea economică ca urmare a acestui pandemic. Sunt cumva făcute în izolare. Dar oricum ar fi, ceea ce, la concluzia de care am ajuns făcând acest studiu, care a fost foarte bine, răspune, organizat, pentru că am identificat aproape 300 de instanțe, dacă vreți, de utilizare a inteligenței artificiale în toate industriile și în toate sectoarele, dacă vreți, al unei organizații, este că o să aibă un impact semnificativ. Și pentru că are acest impact semnificativ, la nivel de profesii, precum vedeți aici, dar și la nivel regional, fiecare din marile economii ale lumii a început să se gândească cam acum 3-4 ani, dar 3 ani, cum anume să profite de această tehnologie care promite atât de mult, nu atât la nivel de organizație, la nivel micro, dar la nivel foarte macro. Și dintr-o dată o tehnologie care părea doar, cum să zic eu, la nivelul matematicienilor și a statisticienilor din universități, dintr-o dată ne-am trezit cu marile economii ale lumii care și-au creat strategii naționale de inteligență artificială. Precum vedeți aici, Canada a fost prima, urmată de Japonia. La momentul acesta avem peste 40 și ceva de strategii naționale. Știu pentru că a fost una dintre de joburile pe care le-am avut chiar la începutul experienței mele în centrul de excelență. Am participat la dezvoltarea strategiei de inteligență artificială a UK-ului, apoi Belgiei, acum vorbesc cu guvernul României. Dar motivul pentru care vreau să vă arăt acest slide este, în primul rând, potențialul AI-ul a trezit interes la nivelul cel mai înalt cu putință, s-au pus aceste strategii pe picioare, strategii care cumva sunt văzute ca crescând avantajele economice ale fiecarei țări. Vă recomand cu căldură să căutați în decembrie, când o să fie publicat acest Global AI Index, produs by Tortoise Media, este o companie din UK. Precum vedeți aici, avem un sneak peek care prezintă care este situația celor mai top 10 companii, țări care fac AI. După cum vedeți aici, nicio surpriză, locurile 1 la 5, aș spune chiar și după aceea. Ce se întâmplă este că toate aceste țări au dezvoltat o experiență, au acumulat o experiență în a folosi inteligența artificială la nivel de țară, pe care și țările mai mici, ca România sau ca Moldova, pot să o utilizeze fără să trebuiască să fac atât research cât au făcut inițial aceste țări. Parte din strategiile naționale de AI s-au concentrat, bineînțeles, pe partea de educație, de cercetare, de tech specializat, de partea economică, dar a avut și are o componentă foarte importantă pe etică. Pot să vă spun cu mândrie că UK-ul este, alături de Singapore, singura țară din lume care are un departament în guvern care se numește Center for Data Ethics and Innovation și care are rolul de a crea politici publice legate de etica inteligenței artificiale. Asta și pentru că UK-ul a fost o situație privilegiată de a înțelege etica prin research-ul care s-a întâmplat și la Cambridge și la Oxford de foarte multă vreme. Și atunci acest discurs echilibrat al inteligenței artificiale a venit foarte mult din UK. Și suntem tributari acestui discurs care ajută
toate celelalte țări care se gândesc și entități private, că discursul nu trebuie să se axeze numai pe beneficiile AI, dar și foarte multe pe partea de riscuri. Ultimul lucru pe care vreau să spun apropo de partea de beneficii și de oportunități ale AI este că este din studiul pe care noi l-am făcut, am observat că această tehnologie se experimentează și se aplică în toate stagiile value chain, adică în toate departamentele organizațiilor. Nu mai este ca tehnologiile de dinainte, care erau foarte mult în apanajul celor din IT, ar departamentului tehnic. Acum, din ce vedem noi, cam fiecare departament își construiește, pilotează, dacă vreți, pilotează, experimentează, este cuvântul potrivit în română, utilizarea inteligenței artificiale de la strategie până la customer și marketing și digital marketing până în procurement, dar foarte important și în human resources, mai ales acum într-o perioadă în care lucrăm cu toții de acasă peste tot în lume, în care angajatorul cumva a pierdut o parte din controlul pe care avea asupra angajaților, încearcă acum să compenseze cu tehnologii digitale care să asigure cumva monitorizarea, ca să nu spunem surveierea angajaților. Dar foarte multe din aceste tehnologii folosesc inteligența artificială. Deci o să fie o perioadă foarte interesantă pentru noi toți în toată lumea, ca și angajatori, mai ales în joburile pe care le avem. Să vedem cum AI o să preia din ce în ce mai mult ce facem noi la servici și care o să fie, cum o să ne simțim noi lucrând de acasă alongside AI, ca să zic așa, și care o să fie ultima impactul nu numai asupra economic, dar și asupra calității vieții noastre în general. Acum am vorbit foarte mult despre beneficiile AI și am văzut cum plecând de la experții tehnici, interesul în AI s-a mutat foarte repede la guvernanți și la C-suite, la liderii marilor organizații, pentru că are un potențial economic extraordinar. Dacă vreți, AI este instrumentul perfect al capitalismului, care la bază sau principiul de bază al capitalismului este creșterea continuă și atâta vreme cât creșterea se poate realiza viteza de creștere este redusă datorită limitelor fizice ale unei planete, resurselor fizice ale planetei, capitalismul se îndreaptă înspre eficientizare și una dintre lucrurile pe care le auzim noi foarte mult legate de munca pe care o facem cu clienții este că acolo unde creșterea per se în valoare adăugată nu este posibil, se fac eforturi extraordinare pentru creșterea eficientizării. Și atunci AI-ul este exact instrumentul pe care l-au visat capitaliștii, este de a ajunge la optimizarea proceselor interne și de a găsi modalități inedite de a adăuga valoare. Doar că cu toate beneficiile astea vin și o serie de riscuri și deși am ales să prezint această parte un pic prin prisma clienților noștri și întrebări pe care ei și le pun și nu neapărat prin prisma societății și a individului, este pentru că toți lucrăm în meseriile pe care le avem. Și atunci e foarte important să înțelegem cum se pune problema în organizațiile care se gândesc să implementeze sau nu această tehnologie prin prisma riscurilor pe care le pun. Și precum vedeți aici, acestea sunt întrebări pe care noi le-am colectat de-a lungul timpului de la clienții noștri și care sunt dintre cele mai diverse. Uitându-ne la această tehnologie complexă și complicată,
întrebări foarte multe de cum anume putem să guvernăm AI, uitându-ne că fiecare departament ajunge să experimenteze cu tehnologia aceasta. Cum e posibil să stabilim niște indicatori de performanță și ce ar trebui să măsurăm? Și după aia, legat foarte mult de subiectul discuției de astăzi, este ce prejudecăți există, au fost preluate sau au fost programate fără cunoștința programatorilor în aceste soluții și cum să le înțelegem și cum să le eliminăm acolo unde este posibil. Cum să explicăm output-ul unui model și foarte important să îl aliniem cu o decizie economică. Cum să facem toate acestea? Pe cum vedeți, acestea sunt întrebări care nu ar trebui să ni le punem în tehnologiile de dinainte. Era cumva, s-a ajuns la o înțelegere ok între business și tehnologie privitor la cerințele de business și la execuția pe care o putea da tehnologia. Acum AI-ul vine și ne pune niște probleme, niște întrebări, ne pune în fața niște întrebări pe care nu ar trebui să le punem până acum. Bineînțeles, care sunt implicațiile morale, având în vedere că vorbim aici de o tehnologie puțin testată, pe care o înțelegem foarte puțin, deși în unele cazuri, ca platformele de social media, s-a ajuns să fie folosite de milioane, de miliarde de oameni, încă nu cunoaștem implicațiile acestor tehnologii și mai ales ne este foarte greu ca bazat pe outcome, pe ceea ce cum aceste platforme digitale au schimbat viața și comportamentul nostru, să fie un feedback loop, dacă vreți, înapoi la cei care dezvoltă aceste aplicații, pentru a înțelege de aici încolo cum să le dezvoltăm, iar pe cele pe care le avem, cum să le modificăm în așa fel încât aceste implicații să fie de natură pozitivă și să fie morale și benefice umanității și individului, și să reușim să le ținem în frâu pe cele care sunt mai puțin benefice. Precum vedeți, toți cei pe care le-am întrebat, noi facem în fiecare an survee globale și întrebăm pe liderii mondiali că ce credeți pe aceste topic, că foarte mulți dintre ei sunt interesați și chiar vor să investească, doar că complexitatea care presupune înțelegerea moralității în fiecare caz și alinierea unor funcționalități de produs cu această moralitate este un pic mai mare decât ei s-au așteptat. Dar probabil că unul dintre cele mai bucurătoare lucruri este că se vorbește foarte mult, cel puțin narațiunea pe care noi o spunem clienților și ceea ce auzim că se vine în industrie este această, cum să zic eu, recunoaștere a riscurilor pe care AI le pune. Și precum vedeți, sunt aici, sunt destul de multe și astea sunt doar cele specifice. Ceea ce nu este reprezentat aici sunt riscurile de zi cu zi ale fiecarei organizații pe care AI o să le crească incidența și impactul. Este un lucru absolut cert că prezența inteligenței artificiale o să crească toate celelalte riscuri ale unei organizații. Dar ce vedeți aici sunt noile riscuri, dacă vreți, de la cele de performanță, strict legate de performanță, de la cele de securitate, inclusiv partea de control și de guvernare, având în vedere că vorbim de tehnologie pe care cam toată lumea dintr-o organizație o dezvoltă, dar nu se știe exact cine ar trebui să fie cel care este the owner și răspunzător în cazul când aceste tehnologii nu funcționează cum trebuie și să poată să fie să exprime cumva impactul, să înțeleagă impactul și să fie pregătit pentru acel impact pozitiv sau negativ. La nivel de societate, aici este probabil și să discutăm puțin mai încolo, la fel de mare, aș spune că sunt cele mai mari și din cei dintre voi care ați urmărit Social Dilemma, probabil că le recunoașteți pe foarte multe dintre ele, deși nu au fost
atât de articulate acolo. A fost mai mult o poveste în Social Dilemma. Dar, într-adevăr, AI implementat la nivel de economie poate să genereze o schimbare a job profile-urilor și o pierdere a foarte multor joburi care există, o concentrare de putere pe care deja o vedem și este evidentă la nivel de US și de capitalizarea la piață a companiilor de tech, dar vorbim aici și de surveillance state și de surveillance enterprise, cum spuneam mai devreme, de faptul că sunt tehnologii care cumva intră în spațiul nostru privat de indivizi, acum mai mult la servicii decât înainte, dar gândiți-vă că toate tehnologiile, mai ales social media pe care o folosim zi de zi, sunt instrumente perfecte de nu numai de manipulare, dar și de invadare a spațiului privat și intim. Azi nu mai vorbim de manipulare și de dezinformare. Încă the jury is still out, cum spun englezii aici, apropo de implicarea sau nu sau de impactul pe care l-au avut sau nu social media platforms în fenomenul numit Brexit și alegerii de acum 4 ani. Cert este că de atunci încolo s-au transmis numeroase semnale de alarmă pe care foarte multe guverne le-au luat foarte în serios. Și dacă într-un fel ați văzut interesul și entuziasmul guvernelor de a pune la cale strategii naționale, acesta s-a manifestat și pe partea legislativă și sunt foarte multe inițiative. Ce vedeți aici este doar un snippet din diverse inițiative care se întâmplă la momentul ăsta și de ceva vreme peste tot în lume, din US până la Europa și Australia sau Noua Zeelandă sau Japonia. Fiecare guvern a înțeles că este de responsabilitatea lor ca pe lângă aceste strategii naționale să înceapă și demersurile de a avea un cadru legislativ adecvat pentru ca implementarea la nivel de țară să fie făcută în beneficiul cetățeanilor. Uniunea Europeană probabil că este grupul legislativ care a făcut cei mai importanți pași, asta și pentru că a avut precedentul numit GDPR, pe care l-a folosit foarte bine, foarte repede s-au mișcat și în urmă cu mai bine de 3 ani au început să adune și să, grupuri de experți și ca să pună la punct metodologii și ghiduri practice pentru cei care lucrează în acest domeniu, iar președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a făcut o afirmație foarte, foarte îndrăzneață la momentul în care a preluat președinția. Din păcate, pentru dânsa, situația, pandemia actuală a schimbat puțin lucrurile, dar ne așteptăm ca Comisia Europeană să vină cu această propunere legislativă legiferare a inteligenței artificiale undeva la începutul anului viitor, care cred că o să aibă un impact semnificativ peste tot în lume, nu atât pentru că Uniunea Europeană are este limitată la cele 26 de state pe care le are în componență, dar pentru că toți legislatorii din lume se uită cu interes și foarte probabil că o să copieze acest approach, așa cum au făcut și cu GDPR, cu Data Protection într-o formă sau alta. Ce este foarte interesant că această metodologie este foarte mult axată pe partea de risc.
Astea sunt câteva din domeniile pe care Uniunea Europeană și ceilalți legislatori se uită. Pe cum vedeți, o componentă principală este partea de etică și cum anume, ca și un regulator, se uită la, la fairness și la explainability, dar și la accuracy și robustness. Și ce anume, care este nivelul care ar trebui să fie parte dintr-un cadru legislativ și care ar trebui să fie lăsat la latitudinea fiecărei organizații. Foarte important este aceste evoluții în sfera regulatorilor, legislatorilor, pentru că tot ce nu va fi adresat de un cadru legal va fi lăsat la latitudinea celor care dezvoltă sau care folosesc această tehnologie. Deci e foarte important pentru fiecare dintre noi să înțelegem unde legislatorii o să treacă această linie, ca să știm ce rămâne pentru noi. Până acum am vorbit foarte mult despre inteligența artificială, despre ce este beneficiile pe care le aduce creșterea de productivitate și de valoare adăugată, dar și de câteva dintre riscurile pe care le pune. Acum o să mergem la partea principală, aș spune, a discuției noastre, care se focusează pe partea de moralitate și moralitatea în mașinile inteligente. De ce vorbim despre ea? De ce trebuie noi sau voi, cei care sunteți ingineri și tehnologiști, de ce ar trebui să vă pese? E bine, în ultimii 2 ani și ceva, pentru că a fost și un mare apetit al publicului pentru inteligența artificială, foarte multe evenimente publice externe în toate colțurile lumii, s-a vorbit foarte mult despre asta, foarte mulți cercetători au început să apară public, să vorbească despre munca lor și cu asta să cumva să atragă atenția că această tehnologie începe să-și arate colții, dacă vreți, în foarte multe domenii. Și ce vedeți aici este un mic sumar unor titluri de ziare pe care le-am văzut în ultimul an. Nu mergem mai departe de atât. Unele dintre ele sunt destul de terifiante, lăsând la o parte că, for exemplu, Amazon a dezvoltat o soluție de automată de recrutare care a defavorizat femeile semnificativ, așa încât Amazon a renunțat la asta, până la situația testelor de aici din UK, A-Level, care este varianta de bacalaureat, în care un algoritm a fost folosit ca să dea note studenților și a ieșit extrem, extrem de prost, până la unele care sunt de domeniul filmelor de acțiune și de filmelor SF, apropo de utilizarea inteligenței artificiale în domeniile militare, de propagandă sau în domenii de justiție sau a ordinii. Un caz foarte interesant care s-a întâmplat în 2018 cu Uber a fost când un self-driving car, din păcate, a ucis o persoană. Acest caz, motivul pentru care vreau să-l rețineți este că în urmă cu câteva luni, safety driver-ul acestui Uber car a fost condamnat pentru ucidere din culpă, ceea ce trimite un mesaj foarte puternic tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea acestor tehnologii. Chiar dacă nu avem cadrul legislativ, sistemul de justiție o să găsească vinovați. În cazul acesta a fost the safety driver, dar cine știe, următorii s-ar putea să fie chiar inginerii care construiesc aceste soluții. Deci, atât mai mult este important ca fiecare dintre noi să înțelegem consecințele acestei tehnologii pe care dezvoltăm și să lucrăm împreună cu organizația noastră în așa fel încât să ne înțelegem responsabilitatea personală și legală în fața posibilor pericole, pentru că pe de o altă parte, inteligența artificială să continue să țină titlurile ca acestea pe care le aveți, dar pe de altă parte,
ia ceva timp să dezvoltăm, nu numai să dezvoltăm cadrele legale, dar să și le implementăm. Foarte mult din ce ați văzut pe slide-ul dinainte este legat de un cuvânt magic care cumva îi ține treș pe foarte mulți din cei care lucrează în AI de multă vreme și care îl traducem în română prin prejudecată, prin bias. Și anume faptul că bias-ul, prejudecata, stă cumva la, este din punct de vedere psihologic o scurtătură a creierului nostru care ne ajută foarte mult să fim eficienți în viața de zi cu zi. Ne ajută să rămânem aproape de cei care ne sunt similari, să-i respingem pe cei care sunt deosebiți. Doar că dacă acestea au venit cumva prin evoluția umanității, această prejudecăți și au fost, ne-au fost date, dacă vreți, ca să ne ajute să facem niște pași mai repede, s-a întâmplat că de-a lungul istoriei aceste prejudecăți au fost folosite în a face discriminare. Și discriminarea, probabil cea mai mare pe care o cunoaștem, este împotriva celor care nu au culoare albă a pielii. Asta este cea mai la îndemână și am învățat-o și încă descoperim la istorie. Dar probabil că discriminarea pe care începem să o înțelegem cel mai mult este chiar a femeilor. Și mă bucur că Olga a vorbit despre ambiția Orange Moldova de a crește diversitatea în tech, pentru că asta este una dintre cele mai mari probleme pe care le are AI-ul la momentul ăsta. Sunt foarte puține femei care lucrează în AI. Research, s-au făcut ceva studii și s-a ajuns la concluzia că sunt undeva sub 18% din totalul de cercetători în AI din lume sunt femei. Este extraordinar de puțin. Ca să nu mai vorbim că din dezvoltatorii de AI, de programatorii de AI, marea majoritate sunt bărbați albi între 20 și 30 de ani. Deci închipuiți-vă, dacă cineva care nu înțelege toate aceste implicații morale, cum ajunge să colecteze datele, să scrie aceste programe prin prisma experienței și educației pe care o au. Care la început poate să pară ceva puțin malefic, pentru că, da, mi-aduc pe mine la servici. Ceea ce fac la servici sau cum le fac la servici, cum fac lucrurile la servici, sunt o reflecție a mea ca persoană. Doar că atâta vreme cât creezi niște algoritmi care sunt folosiți, de exemplu, de a decide care, cine dintre actualii criminali au cea mai mare capacitate sau propensitate de a comite infracțiuni gen și automat spui că pentru simplu motiv că avem un subiect de culoare, riscul lui este mai mare, începem să înțelegem cum tehnologia asta poate să perpetueze aceste discriminări care au fost istorice, despre care nu am vorbit, despre care am început să vorbim de curând prin mișcările Me Too și Black Lives Matter. Și toate aceste lucruri sunt reflectate în AI și sunt reflectate pentru că AI este o oglindă a umanității, pentru că folosește datele care, data, este reflecția stării de fapt în AI. Și dacă noi sau Amazon, care a dezvoltat acest instrument de recrutare bazat pe AI și au făcut tot ce ține de ei tehnică, chiar am vorbit cu directorul Amazon Research, care s-a ocupat personal de acest proiect și mi-a spus că 18 luni au lucrat acest proiect și în continuare a ieșit bias, este pentru simplu motiv că Amazon, marea majoritate a celor angajați în Amazon sunt bărbați în vârstă între 20 și 30 de ani. Și atunci, datele pe care acest model a fost antrenat, trenuit, au fost în fapt bias de start. Și chiar dacă ei au aplicat la nivel de bază la dataset și la modul tehnici care să asigure identificarea și adresarea prejudecăților, dataset-ul pe care l-au avut a fost marea problemă. Și aici
cred că trebuie să mergem dincolo de aplica orbește aceste tehnici la nivel de dată și de algoritm și să înțelegem contextul în care AI operează și contextul pe care urmează să reflecte și cum să lucrăm cu diferite cu discipline diferite, cu experți diferiți pentru a înțelege. Și aici vine etica care ne ajută foarte mult. Și da, întrebarea este esențială, care ar fi moralitatea, sistemul de valori, care ar fi etica pe care ne-am dorit-o și noi, fiecare individual, pentru că sunt convinsă că marea majoritate a oamenilor din lumea asta și a celor care lucrează în tehnologie sunt oameni decenți care își doresc să facă the right thing, dar cum înțelegem acest the right thing to do, acel lucru ideal sau bun pe care trebuie să-l facem? Ei bine, discuția asta privind etica în inteligența artificială vine cu trei mari provocări. În primul rând, când vorbim de valori pe care trebuie să le programăm în mașini inteligente, vedem că sunt mai multe nivele de valori. Unul este nivelul personal, care, bazat pe unde ne-am născut și unde trăim, a creat niște sisteme morale la nivel de societate, care foarte mult au fost influențate de marile religii ale lumii și ne-au dat statele pe care le avem astăzi. Și la baza funcționării noastre ca cetățeni și ca membri a unei societăți stau aceste sisteme de valori care ne sunt educate, cum să zic, educate încă din familie, apoi în sistemul educațional și în comportarea noastră ca cetățeni într-o țară. Dar luate punctual, acestea s-au tradus în sisteme, în coduri de etică pentru diverse profesii, avocați, doctori. Probabil este cunoscut jurământul lui Hipocrate pentru medici, probabil este cel mai cunoscut cod de etică profesional. Ei bine, uitându-ne pe de-o parte la toate posibilele aplicații pe care le are ea, inclusiv în medicină, la valorile personale, valorile de societate, care sunt valorile pe care le alegem în momentul în care creăm aceste sisteme inteligente și autonome? Când zic autonome, mă refer la ele funcționează fără inputul omului și cum anume să o facem. Deci asta este prima mare provocare. A doua este că toată discuția despre etică în inteligența artificială a plecat de la faptul că în jurul nostru avem din ce în ce mai multe mașini, artefacte care sunt autonome, funcționează independent de activitatea omului. Într-un fel, noi delegăm foarte multe din activitățile noastre acestor mașini, iar ele încep să aibă impact din ce în ce mai mare. Pe cum vedeți, câteva exemple de la recruitment tool care a avut un grad mediu de autonomie și un impact relativ mediu pentru că cumva a blocat accesul la joburi în Amazon a tuturor femeilor. Când ne uităm la soluțiile de credit score sau la digital advertising, again vedem că diferite nivele de autonomie și de impact, ceea ce ne spune că atâta vreme cât noi începem să delegăm din task-urile pe care le făceau oamenii, care vin programați, dacă vreți, aceste sisteme de valori, unor mașini care nu au aceste sisteme de valori programate sau le au pe acelor care le programează, este ok, suntem mulțumiți, credem că acest foarte mic sistem de valori a unei populații total reprezentative pentru numărul de utilizatori și diversitatea utilizatorilor poate să asigure un outcome care este just pentru cei care folosesc, este în beneficiul lor. Iar ultima mare provocare pe care acest domeniu aduce cu sine, înainte de a ne uita la tehnologie și cum ne aducem împreună, este faptul că
aceste sisteme de valori diferă foarte mult geografic. Dacă ne uităm la fiecare regiune, poate Europa este consistentă pentru că, așa cum un mare istoric spunea, Europa este construită pe dreptul roman și valorile morale a creștinătății și arta greacă. La fel, aceste sisteme de valori au evoluat și în timp. Ce era moral acum 100 de ani este imoral acum. Este suficient să ne uităm la sclavagism și să vedeți evoluția din ultimii 400 de ani. Și să mergem de la un sclavagism sălbatic în mișcările pe care acum le numim Black Lives Matter, care își propun să aducă justiția și egalitatea la nivel de zi cu zi, chiar dacă acestea erau principiile și sunt principiile de human rights, drepturilor omului, nu au fost și nu sunt încă suficient de bine aplicate așa cum ar trebui. Dar pe lângă aceasta avem și foarte multe teorii etice diferite, de la Aristotel până la Kant și Hume, fiecare a venit cu viziunea lui asupra înțelegerii fenomenelor morale și cum se aplică în anumite domenii, și această complexitate dă foarte mari dureri de cap tovarășilor voștri de preaslă, inginerilor care sunt obișnuiți să gândească în termeni foarte precis de alb și negru, de 0 și 1, de yes and no, pe când etica este mult, mult mai nuanțată și nu există un răspuns precis, există doar decizii pe care cineva trebuie să se le asume atunci când se ajunge la ok, acum trebuie să programăm, ce programăm în mașină. Și asta este complicat pentru că nu știm cine ar trebui să ia aceste decizii și care ar fi implicațiile acestor decizii. Bineînțeles că pentru ceva vreme a fost principiul lăsăm lucrurile așa cum sunt, pentru că dacă nu am auzit de niște cazuri extraordinare, nu s-a întâmplat nimic rău. Și chiar dacă s-au întâmplat, precum ați văzut, probabil că astea s-ar fi întâmplat oricum, chiar și dacă aplicam etică. Este principiul pe care grecii l-au inventat, parte din aș spune, experiența lor în dramaturgie, se numește Deus Ex Machina, și care se presupune că orice s-ar întâmpla este un happy ending. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm pentru lucrurile negative, că cumva la o să fie o mână magică care o să le îndrepte pe toate. Doar că, așa cum ați văzut, da, poate că mulți dintre în mediul de tehnologie încă nu sunt convinși că etica în AI este un lucru real și de care trebuie să ținem seama, și probabil că ei încă se așteaptă ca aceste lucruri să fie rezolvate de Deus Ex Machina, prin miracolul și la sfârșit o să fie un happy end. Dar lucrurile sunt un pic mai nuanțate decât atât și o să vedem în următorii ani mult mai multe exemple pe care depinde de unde aceste exemple se întâmplă, dacă o să fie spațiu privat, să sperăm că o să fie un răspuns pe măsura societății civile împotriva celor care folosesc aceste aplicații. Dacă sunt în spațiu privat, cu siguranță organizațiile o să-și iau un anumit, să zic eu, toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de chestii. Și de aceea cred că a vorbit despre etică în inteligența artificială, în special în organizațiile care se gândesc de acum să o facă, este un lucru încurajator. Pentru că numai înțelegând că etica este teoria și practica a face alegerile cele bune, nu numai când
ne ducem viața, când ne conducem viața în afara serviciului, dar mai ales la servici, mai ales când venim împreună ca și colectivitate. Foarte important să înțelegem că etica, de fapt, stă la baza organizațiilor bune. Un good business este an ethical business. Deci, cumva, am făcut acest exercițiu al aplicării eticii în organizațiile pentru care muncim. Rămâne doar acum să vedem cum extindem această înțelegere la acest domeniu foarte special al tehnologiei și în special al inteligenței artificiale. Pentru că, până la urmă, etica înseamnă valorile după care fiecare ne conducem viața, dar și valorile după care organizațiile își conduc activitatea. Și doar atunci când înțelegem valorile personale ale celor care creează aceste tehnologii, le utilizează, dar și a celor care sunt proprietari, putem să avem o înțelegere comună a ceea ce înseamnă și o normalizare și o negociere a valorilor atunci când ele intră în conflict pentru fiecare caz în parte. Foarte important înțelege, bineînțeles, etica, și o să vedeți în curând, este foarte mult axată într-un domeniu abstract al filozofiei, care a fost de foarte multă vreme, dacă vreți, cenușăreasa materiilor. Inclusiv eu, când am studiat în liceu, am făcut liceu de informatică la Bistrița, de unde sunt, vă spun cu una pe inimă că am ignorat filozofia, ca să ajung mulți ani după aceea să mă lovesc de aceste concepte și să înțeleg cât de importantă este filozofia a dezvolta această vedere critică, această gândire analitică, a înțelege fenomenele noi care ni se întâmplă. Asta zic că foarte important este atunci când pornim a înțelege ce este etica, să înțelegem ceea ce nu este. Faptul că etica nu este același lucru cu legea și cu ceea ce numim noi în organizații compliance, care este aplicarea legii în organizație. Și nu este doar un set de reguli fixe pe care trebuie să le urmăm și dacă le-am urmat, suntem ok. În același timp, nu este doar despre riscuri, când vine vorba de etică, doar nu faci aia pentru că o să te... Nu pune mâna pe sobă că te arzi, ci este un pic mult mai mult decât asta. La asta foarte important că nu este doar un eveniment care se întâmplă odată. Este în fapt o stare permanentă este care stimulează un comportament moral și decent din partea fiecăruia dintre noi, acolo unde suntem. Și aici este foarte interesant, pentru că dacă, cum v-am spus, dacă sunt anumite profesii ca medicina, anumite domenii din inginerie sau avocatura, care au niște coduri de profesionale, codul de etică profesională foarte bine dezvoltat, ingineria în computing nu are așa ceva. Și totuși avem nevoie să creăm acest body of moral knowledge and skills, dacă vreți, și să stimulăm acest comportament moral la nivelul fiecărei persoane care este implicată în proces. Etica nu este ceva pe care o fac doar eu, este procesul prin care trec acum cu echipa mea de cum să ajungem să luăm ceva care este abstract ca un principiu de etică, ca transparența sau justeția și să îl manifestăm fiecare fiind data engineer, fiind machine learning engineer, data scientist sau a simple ethicist like myself. Deci e vorba că etica este sunt sistemul de valori pe care noi trebuie să îl manifestăm conștient la început și trebuie să stimulăm acest comportament ca apoi să devină nevăzut, necunoscut. Probabil că în momentul în care eu o să mă retrag cu succes din activitatea pe care o să am, o să fie atunci când nu o să mai vorbim despre etică în AI, pentru că tot AI o să fie bazat pe valori etice sănătoase. Aș vrea să se întâmple asta cât mai curând, dar din păcate nu sunt foarte optimistă. Vreau să vă mai zic doar să înțelegeți un pic de unde vine
etica în AI și că este faptul, își are rădăcinile în filozofie ca fiind știința care se ocupă de cunoaștere, de adevăr și de înțelesul a vieții. Și dacă filozofia, dacă vreți, este pământul, etica este copacul și este rădăcina copacului care se uită la, cumva studiază aplicațiile în viața de zi cu zi, ce se vede de zi cu zi. După care ramurile copacilor sunt diferite aplicații ale acestei moralități la nivelul de grupuri de activități. Și avem etică în economie și în business, avem etică în medicină, avem etică în mediu și așa mai departe și un nou branch care se numește etică în tehnologie și de acolo legat etica în inteligența artificială, care de fapt este aplicarea acestor principii de gândire morală în tot ceea ce privește AI-ul, de la stabilirea conceptelor și a problemelor care trebuie rezolvate până la culegerea de date, prelucrarea de date, crearea acestor modele, scalarea lor la nivel de întreprindere și monitorizarea rezultatului pe care îl obțin. De ce vorbim despre, așa cum am văzut până acum, cu această putere extraordinară cu care AI-ul vine, trebuie să fim conștienți că trebuie să existe și un nivel de responsabilitate pe măsură la fiecare nivel, de la cei care conduc organizație până la cei care dezvoltă. Iar cei mai importanți actori sunteți foarte, foarte mulți dintre dumneavoastră, cei care să ajungeți să programați AI, pentru că o să fie chiar o chestiune de timp până când fiecare domeniu din ingineria de calculatoare să aibă ceva de a face cu AI-ul. Și atunci este foarte important ca voi să aveți o înțelegere sănătoasă acestor concepte, pentru că ceea ce munca voastră de zi cu zi va presupune acest exercițiu de a pune niște întrebări legate de este bine ceea ce fac sau nu și să ne mutăm de la întrebarea cu care foarte mult s-a marjat în industria de tehnologie, can I build this? Ceva care este should I build it and how should I to be a moral outcome? Nu vă ascund că etica în AI, așa cum vă spuneam, este o provocare care nu are un răspuns la momentul ăsta și avem nevoie de mult tact și multă înțelegere și aș spune și multă răbdare ca să ne adunăm împreună un grup cât mai divers la nivelul fiecărui, acolo unde se dezvoltă această tehnologie și să punem toate întrebările art of the possible, what can go wrong, where should we look for, what stones do we need to turn și să fim capabili să punem întrebări, să mergem dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber și să explorăm. Și asta presupune o schimbare esențială în approach-ul nostru. Probabil că, așa cum am mai discutat înainte, apropo de riscurile pe care AI le presupune, deși la momentul în care am vorbit prima dată le-am prezentat ca ceva pe care o organizație le presupune, până la urmă, noi toți cei care lucrăm în design-ul și în construcția, dacă vreți, acestei tehnologii, trebuie să fim conștienți de aceste riscuri și de implicațiile pe care le presupune și să învățăm să construim această tehnologie identificând riscurile din stadiul de design și construim produsul în așa fel încât să adreseze aceste riscuri, să le minimizeze pe cât posibil. Înțeleg că până acum a fost o discuție un pic cam uscată, pentru că am vorbit foarte mult de concepte și nu am dat foarte multe exemple. Și aș vrea foarte puțin să ne oprim asupra unui studiu de caz, pentru că nu mai avem foarte mult timp.
legat de utilizarea inteligenței artificiale în social media și de moral și de social dilemma. De faptul că documentarul pe care cred că cu toții l-ați urmărit, Social Dilemma, a prezentat pentru prima dată partea întunecată a platformelor de social media și au vorbit poate nu atât de tranșant pe cât ar fi trebuit de faptul că social media nu ar fi unde este dacă nu ar exista, nu ar fi existat aceste AI. Dacă vă aduceți aminte la începutul prezentării vă arătam care au fost cei patru mari factori care au ajutat în propagarea acestei social media și la utilizarea ei la scară absolut globală. Și dacă sunt foarte multe beneficii, cei care lucrați în digital marketing o să le recunoașteți foarte ușor. Sfătuiesc să revizionați de Social Dilemma și să căutați aceste riscuri pe care le-am listat aici. Unele dintre ele sunt evidente și chiar se vorbește despre ele, unele sunt mai puțin menționate și faptul că unde acest documentar nu face deloc o treabă bună, aș spunea, face o treabă destul de proastă, este că ni se povestesc despre aceste riscuri, dar nu se spune nimic de cum ar trebui să le adresăm. Ni se spune doar că poți să-ți închizi notificările și așa poți să eviți să interacționezi cu AI, dar nici n-are rost să comentăm genul ăsta de recomandări. Așa cum acționează AI și cum este implementat, avem nevoie de o gândire un pic mai profundă și mai la nivel mare pentru a putea să contracarăm aceste riscuri care sunt enorme și pe care deja începe să le simțim într-o manieră sau alta. E suficient să ne uităm la copiii noștri, la adolescenți, la cum cresc, la problemele pe care le au, să ne uităm la democrațiile din lume și peste tot unde chiar în țările cu democrații stabile și cum acestea sunt absolut denaturate pentru simplu motiv că acum avem un loc digital în care să ne întâlnim cu toții și o tehnologie care ne dă un conținut care poate de multe ori să fim interesați, dar să nu fie ceea ce noi îl gândim și să ajungem să devină modul nostru de gândire pentru că l-am văzut de 10 ori din cauza unui algoritm pe care ni l-a dat, care ne-a pus în fața acestui conținut. Ceea ce aș vrea să nu uităm cu toții că până la urmă când vorbim de etică în inteligența artificială vorbim de oameni și de valorile lor. Atunci când am creat noi un studiu uitându-ne la toate principiile de etică care ar trebui să fie aplicate, am identificat 155 de principii și ce vedeți aici este cumva un sumar ar tuturor cuvintelor pe care le-am găsit în aceste principii și precum vedeți foarte telling până la urmă etica în inteligența artificială trebuie să rămână despre oameni, cu oameni și să nu uităm că dezvoltăm aceste tehnologii ca să servească unor probleme puse de noi, nu doar de dragul de a dezvolta tehnologia. Foarte repede, pentru că știu că nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să vă ascult întrebările, toată experiența asta de care v-am povestit vine din experiența personală pe care o am la PwC și faptul că am dezvoltat acest responsible AI și o metodologie prin care să navigăm complexitatea plecând de la teoriile etice și bazată, fundamentată pe drepturile omului într-o metodologie care să fie la îndemâna tuturor celor care o folosesc și să îi ajute cumva să gestioneze complexitatea și coloratură a eticii, să-l distileze în ceva care este mult mai palpabil la nivel de produs și n-am să petrec foarte mult timp, doar am să trec în revistă. Ce vă spuneam de faptul că am scanat foarte multă literatură cu privire la etică și am găsit aceste 155 de principii.
pe care le-am angrenat, le-am adus împreună în niște meta-ethical principles. De fapt, acele 155 toate vorbeau mai mult sau mai puțin de aceste nouă principii, și când se vorbește de etică din AI, aș vrea să rețineți acest slide, pentru că etica în AI înseamnă interpretability, reliability, accountability, beneficial AI, data privacy, fairness, human agency, lawfulness and compliance and safety. Foarte multă lume vorbește despre fairness și ethics ca și cum fairness ar fi în afara eticii, ca și cum privațiunea datelor ar fi în afara eticilor. Sunt, în fapt, principiile fundamentale de care trebuie să avem, să ținem cont atunci când dezvoltăm aceste produse, atât individual, pentru că pun niște provocări individuale. Fiecare din aceste principii are o modalitate specială de a se manifesta, dar în același timp și tensiunea pe care le manifestă. De exemplu, în machine learning, accuracy sau un increase in accuracy scade fairness-ul și interpretability. Și toate aceste lucruri trebuie înțelese și negociate la nivel de design de produs. Am dezvoltat și un proces de contextualizare, pentru că, așa cum vorbeam, valorile sunt ceva foarte personal și intim și trebuie să ținem seama de contextul în care această dezvoltare se produce, în primul rând operațional, de legile care există în țara respectivă, în așa fel încât să fie personalizate. Și faptul că această manifestare a principiilor de etică trebuie să se facă nu numai la nivel de dezvoltare a produsului de tehnologie per se, la nivel de model, și atunci când colectăm datele, când elaborăm problema, când construim modelul, ci trebuie să se manifeste de-a lungul life cycle-ului AI, care începe la nivel de organizație, începe la nivel de strategie, la nivel de echipă, la nivel de politici în fiecare firmă, și nu se termină odată ce intră în operare, pentru că, așa cum vă spuneam, una dintre de marile provocări ale inteligenței artificiale sunt aceste unintended consequences, de care se vorbește un pic și în social dilemma, adică aceste sisteme ajung să se comporte surprinzător și diferit de cum au fost programate, și trebuie să fim capabili să înțelegem atunci când se întâmplă, să corectăm dacă este ceva care nu se încadrează în anumiți indicatori, și să fim cu ochii pe AI ca pe butelie, cum se zice în România. Ultimul lucru pe care vreau să mai spun este că această etică în AI este un experiment pe termen lung pentru fiecare organizație, și dacă foarte mult s-a vorbit despre ethical aligned design, pe care probabil că voi ați fi cei mai interesați fiind ingineri, trebuie să se întâmple mult mai multe inițiative la nivel de organizație ca să putem să avem o tehnologie care într-adevăr să fie pusă în beneficiu umanității și să fie capabilă să aducă niște beneficii echitabil distribuite la nivel de societate. Printre ultimele lucruri pe care vreau să vi le spun este că această poveste, deși este foarte largă și lungă, și am încercat cât de bine am putut să o sumarizez în timpul care l-am avut la dispoziție, nu este ceva pe care doar eu o să-l fac, doar cei care lucrează și au acest titlu în jobul pe care îl fac, ci fiecare dintre noi. Și cred că pentru că faceți joburile pe care le faceți și pentru că sunteți în parte acestui eveniment, cred că fiecare avem o responsabilitate și aveți o responsabilitate în primul rând a înțelege și a vă educa asupra acestor chestiuni de etică în AI. Și apoi un lucru de care sunt foarte, foarte simplu, la foarte, foarte mult, este această advocacy, această capacitate de a fi proactiv și a fi implicat.
Am văzut că funcționează teribil, odată ce înțelegi, teribil de bine, odată ce înțelegi toate aceste considerații, poți să iei o poziție mult mai bună, chiar atunci când legislatorii încearcă să meargă într-o direcție și să fii un factor de decizie, să aplici presiunea care trebuie pentru că știi despre ce se vorbește și că îți dorești să faci o schimbare în lume. Și la sfârșit să vedeți cum puteți să aplicați. Deși ce v-am spus eu acum este un întreg body of knowledge care a luat ani de zile și sute, dacă nu mii de cercetători care au pus la punct și încet vedem cum acest body of knowledge începe să fie predat în școlile de IT. Încă suntem un pic departe, deci cred că v-ar prinde foarte bine că odată să înțelegeți, să începeți să experimentați, să intrați, să fiți parte din aceste comunități tehnice și să vedeți cum anume ați putea să aplicați aceste principii acolo unde voi lucrați. Și aș vrea să vă las cu aceste cu câteva sugestii ca să nu folosiți doar Google și să spuneți ce materiale de etică găsesc. Cu mare drag vă recomand aceste trei materiale. Este o lucrare pe care a fost publicată de IEEE, este Asociația Internațională a Inginerilor în Electronică. Acest Ethically Aligned Design este un document de 300 de pagini la care au lucrat 700 de oameni timp de 3 ani. Este open și este cel mai bun început pe care l-ați putea avea în această direcție. Dar ca să nu fie doar lucru scris și un pic sec, vă recomand și The Machine Ethics Podcast. Cred că a ajuns la episodul 46. Foarte, foarte mulți experți au fost intervievați și este o discuție foarte naturală și firească despre toate aceste subiecte pe care le-am discutat și vă recomand cu căldură și cu o carte scrisă de o profesoară din America, Meredith Broussard. Ea este un data scientist și scrie despre, dacă vreți, prostia inteligenței artificiale, ca să traducem în românește, și este o carte care v-a plăcea foarte mult pentru că ea, fiind data scientist, vorbește foarte mult din perspectiva tehnologistului care înțelege aceste limitări ale tehnologiei și cum ar trebui să nu ne entuziasmăm atât de mult de această tehnologie și să fim conștienți de cum o dezvoltăm. Ultimul lucru exact pe care vreau să spun este că dacă până acum nu ați văzut din prezentarea mea și dacă vi s-a părut că a fost un pic cam dum în glum, să nu uităm totuși că avem o tehnologie care chiar poate să facă foarte mult bine în umanitate. Și că această balanță se va înclina în a rezolva aceste probleme pe care le vedeți aici și mult mai mult de atâta, doar dacă toți cei care suntem implicați o să înțelegem că depinde de fiecare dintre noi să înțelegem implicațiile și moralitatea tehnologiei și atâta vreme cât lucrăm în tehnologie sau în orice altă meserie care presupune lucru cu data, toți facem etică și toți ar trebui să facem etică în ea. Mulțumesc mult! Așa. Bun. Maria, îți mulțumim și noi foarte mult. Să știi că urmăream foarte atent pe canalele noastre de distribuție și la un moment dat aveam peste 600 de participanți de vizualizări până între canale, ceea ce denotă încă o dată relevanța și actualitatea temei. Dar și interesul acestei tematici către publicul larg. Între timp, eu am reușit să colectez câteva întrebări de la colegii mei și o să sper că unele dintre ele deja au fost cumva menționate de către tine, însă o să le dau citire. Deci, prima întrebare. Atunci când interacționăm cu noile tehnologii, ce întrebări ar trebui să ne punem pentru a înțelege dacă se încalcă sau nu anumite principii de etică sau drepturi fundamentale? O, asta e o întrebare foarte frumoasă și este... Te prefera asta. Da, și este întrebarea cea mai bună pe care trebuie să ne o punem.
Ei, ce vă spuneam mai devreme este că foarte, foarte important este să înțelegem contextul, să înțelegem un pic despre ce tehnologie vorbim și cum este folosită. Pentru că altfel o să fie destul de greu să răspundem la această întrebare. Dacă vă amintiți, pe parcursul prezentării am spus foarte mult că valorile sunt sensitive, dacă vreți, sau sunt sensibile la contextul în care se face această analiză. Este foarte greu să răspund la întrebare din punct de vedere teoretic și nu are prea mare relevanță, dar este foarte ușor dacă întrebarea este pusă, dacă eu folosesc TikTok și TikTok îmi identifică anumite preferințe bazate pe comportamentul meu, fără ca eu să înțeleg că TikTok folosește inteligența artificială altfel decât celelalte platforme, o să ajung să cred în anumite idei pe care eu la început le-am respins doar pentru simplu motiv că am văzut atât de mult content pe topica respectivă. Astea cred că sunt întrebările cu care trebuie să începeți, să le luați caz la caz. De asta v-am și recomandat această carte a lui Meredith Bussard și mai sunt foarte multe alte cărți în domeniu care vă ajută cumva să vă dezvoltați această gândire analitică la nivel de viața voastră de zi cu zi, la nivel de cum este aplicată inteligența artificială. Vă recunosc mâna pe inimă, eu fiind studiind business mai mulți ani și fiind lucrând în tehnologie de ceva vreme, dar neavând educația, și pentru mine a fost foarte util acest exercițiu, să încerc să mă pun în contextul respectiv, să văd cum este folosită tehnologia, cum o folosesc eu și cum ar trebui să fie folosită. Sunt mulțumit cu ceea ce văd și din exercițiul ăsta încep să dezvolt abilitatea de a critica, dacă vreți, aceste sisteme pe care le găsiți. Ce puteți să faceți? Asta este o întrebare existențială. Probabil că de asta și producătorii de la Social Dilemma ne-au spus la sfârșit, când se dădea genericul, închideți-vă notificările. Cred că ce v-am spus este iar legat de cei trei pași, anume încercați să citiți cât mai mult, să vă educați, să faceți cursuri în care să înțelegeți exact ce este AI-ul și apoi cum ar trebui etica aplicată, pentru că numai înțelegând și dezvoltând această înțelegere, puteți să treceți dincolo de a spune niște întrebări personale și a juca un rol activ în organizația pentru care lucrați sau în societate pe ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru răspuns. Uite, ai menționat și tu despre impactul mașinilor preponderent în procesul de recrutare și am o întrebare de la unul dintre managerii noștri de IT, care cumva e corelată. Bine, în Republica Moldova încă nu folosim inteligența artificială în recrutare pe scară largă. De asta cumva întrebarea e mai mult ca persoană care ia decizie. Deci, la angajare, cum să fim siguri că inginerii care vin să dezvolte aceste tehnologii sunt etici? Mai mult, el se referă specific la faptul că acești algoritmi dezvoltați de către specialiști cumva totuși sunt un black box, adică nu știm exact ce acolo și dacă a făcut-o cu bun simț și așa mai departe, și care sunt niște indicatori care ar putea să ne ajute sau să înțelegem dacă însă și inginerii noștri iau în considerație aceste aspecte în munca lor zilnică. Chiar o întrebare foarte interesantă și mulțumesc pentru întrebare, pentru că chiar arată o înțelegere bună acestor concepte prin prisma inginerului. Aș spune că este și o întrebare foarte dificilă. Cred că vă amintiți cum am spus că majoritatea profesiilor beneficiază de un cod etică pe care acest domeniu, computer science, nu-l are. Știu, de exemplu, că ACM, Association of Computer Machinery, din US, a pus la punct acest code of conduct pentru computer professionals, care are și câteva componente de etică.
dar nu este folosit la scară largă. Este foarte important, lăsând la o parte de testele sau de evaluarea care se face unui candidat la interviu, apropo de personalitate și de cât de bine se aliniază personalitatea respectivului candidat la valorile organizației, să existe și niște cadre interne care să-l ajută pe acest angajat să fie etic. Deci nu este suficient ca doar această persoană să dea dovadă de un comportament etic, trebuie să fie ajutat de cadru operațional la nivelul de organizație. Ce asta înseamnă? Că fiecare organizație trebuie să-și cunoască care sunt valorile pe care se așteaptă ca acești viitori angajați să le respecte și să le implementeze în ceea ce fac. Și care sunt modalitățile prin care ne asigurăm ca un viitor angajat, chiar dacă atunci atâta vreme cât trece testul și devine angajat, continuă să fie ori să dea dovadă de acest comportament pe măsura activității lui. Care e educația pe care trebuie să promovăm și legat de asta, care este performanța generală și indicatori de performanță pe care să-i lucrăm de performanța generală a persoanei respective în munca pe care o face. Și știu că este, nu, probabil că nu este răspunsul la care te așteptai, așa cum spuneam, nu este da și nu și oblat, negru și alb, dar ca să funcționeze cu adevărat, trebuie să ne uităm pe ansamblu și să ne asigurăm că odată nu avem nevoie de angajați care să fie aliniați cu valorile organizației în care ei urmează să lucreze și organizația la rândul ei să ofere cadrul necesar pentru ca acest lucru să se întâmple. Ce aș mai vrea să spun apropo de black box și de caracteristica aceasta black box, că cred foarte mult că este oarecum un mit, deși s-a vorbit foarte mult că multe din deciziile algoritmilor nu pot fi explicate, cred că marea problemă este că nu putem explica sau nu vrem să explicăm deciziile de management care se întâmplă și că de cele mai multe ori, chiar având o transparență perfectă a unui model, ajungem să dăm cu băta în baltă, dacă vreți, la explicația umană. Și atunci să fim puțin sinceri cu noi și să nu spunem tot timpul că mașinile sunt de vină pentru că sunt black box. Să recunoaștem cât de mult din această capacitate de o lipsă de transparență se datorează oamenilor care sunt implicați și mai ales să înțelegem care este nivelul de transparență pe care îl cerem de la algoritm, pentru că de foarte multe ori crescând transparența unui model crește foarte mult și prețul și atunci nu se mai justifică economic și chiar nu ai nevoie economic. Deci e foarte important să contextualizăm transparența modelului în transparența deciziilor și cum comunicăm aceste decizii la nivel de produs și la nivel uman. Că până la urmă ne interesează explicație și transparență pentru oameni, nu pentru alte mașini. Îți mulțumesc foarte mult. Uite, următoarea întrebare mă face să cred că unii oameni au luat destul de aproape subiectul, pentru că întrebarea sună în felul următor. Ce studii ar trebui să urmeze cei care își doresc să se aprofundeze în domeniul eticii în AI? Deci cum se formează un specialist? Altă bună întrebare și mă bucur că a spus-o și mă bucur că vă gândiți la acest lucru. Acum, asta este o lume mișcare. Cumva o experimentez și eu, pentru că, așa cum vă spuneam, studiile mele am făcut liceu de informatică la Bistrița, dar apoi am urmat ASEU-ul la București și am făcut un MBA aici, deci studiile mele sunt mai mult pe partea de business. S-a întâmplat ca la MBA să mă specializez pe strategie și pe business ethics. Și atunci cumva mi-a venit foarte ușor să înțeleg o anumită parte a eticii prin perspectiva studiilor. Dar revenind la întrebare, cred că depinde foarte mult de cine ești ca persoană și
ce studii ai până acum. De exemplu, dacă vii din domeniul tehnic, foarte mult recomand cursuri care au început să apară pe etică în tehnologie sau pe filozofie sau pe applied ethics. Chiar este unul pe care îl organizează Universitatea din Oxford. Este în jur de 300 de euro, 400 de euro, un curs scurt care se numește chiar Introduction in Ethics, care te ajută cumva să îți sedimentezi aceste concepte. Asta ca și educație formală. Au început să apară și cursurile pe platformele MOOC, pe Coursera, pe Udemy, Udacity. E un pic mai încet pentru că a fi educat în etică înseamnă a și avea contact uman și dezbatere. Pentru că dacă vreți, cea mai importantă parte a acestei munci în etică nu este atât de mult de a absorbi informație, ci de a fi de fi capabil de a interacționa cu un grup în care să dezbați toate aceste idei, să-ți formezi o anumită gândire, un mod de a gândi, care este un pic mai greu de format dacă doar urmezi un curs online. Și ce vă mai recomand eu neinformal, lucru care m-a ajutat pe mine extraordinar de mult în ultimii 3 ani, este să citiți. Să citiți cât mai mult, să urmăriți cât mai multe din aceste evenimente. Iară vorbim de ce a zis Olga, beneficiem de faptul că acum avem acces la mult mai multe evenimente pentru că sunt toate digitale, deci la cei care vorbesc și discută despre aceste de chestii, sunt foarte, foarte mulți și în US și în UK de oameni extraordinari pe care puteți să-i urmăriți și să le ascultați întrevederile. Ultim este să începeți să vă puneți întrebările astea, să poate la început mai joacă cu colegii voștri, să luați un studiu de caz și le spuneți ce s-ar întâmpla, care sunt lucrurile care ar putea să meargă prost în situația asta. Și să începeți să faceți aceste thought experiment, cum le numim noi in the ethics analysis, care cumva să vă stimuleze gândirea critică, de a merge mai departe, de a săpa sub suprafață. Mulțumesc! Uite, mai am o întrebare care sună așa mai mult din domeniul science fiction pentru mine. Deci întrebarea e în felul următor. Este la un moment vreun tool de tip antivirus sau anti-spy care să ne spună când suntem sub riscul de a fi manipulat de algoritmii AI după cum te comporți? De exemplu, până la 3 noapte stai pe wall în newsfeed sau cumperi compulsiv tot ce nu-ți trebuie? Avem nevoie de un asemenea tool? Poate că avem. Este the jury still out. Ce vă spuneam mai devreme, apropo, că de faptul că a venit social media asta peste noi, ca de fapt toată tehnologia și nu ne mai recunoaștem, nu ne mai înțelegem. Și aici este toate celelalte științe, psihologie, sociologie, antropologie, încă se chinuie să înțeleagă impactul profund pe care l-au aceste tehnologii asupra noi, asupra nouă ca indivizi și a societății. Acum am auzit multe vești spunând că trebuie să luptăm cu fake news, cu AI. Dacă AI este în spatele fake news-ului, atunci ar trebui să avem și un AI care să le combată. Și poate că asta să fie direcția în care o să mergem. Dar cred că provocarea mea ar fi de altă natură și ar fi de ce avem nevoie de o tehnologie să ne spună când noi simțim că lucrurile nu sunt ok cu noi. Cred că trebuie să începem să înțelegem că avem puțin o relație obsesivă cu tehnologia și nu numai noi care suntem pe acest eveniment, aș spune cam toată planeta. Și cred că asta este marele semnal de alarmă pe care probabil că l-au transmis cei de la Social Dilemma, este că trebuie să înțelegem, să dezvoltăm o relație sănătoasă cu tehnologia, în care să știm când să ne oprim și cum să ne oprim. Pentru că
chiar dacă avem un instrument, este iar un instrument care ne ține legat de un ecran. În perioada asta în care suntem legați un ecran și cu disperare ne uităm la un AI să ne spună când noi suntem, o luăm pe arătură, de ce nu am închide acel instrument și am trăit viața offline și am continuat să fim oamenii care suntem. Deci poate că sunt puțin sceptic apropo de chestia asta și probabil că ar trebui să o gândim din perspectiva, haideți să avem o relație sănătoasă cu tehnologia, să o folosim atunci când trebuie și cum trebuie, să învățăm și pe copiii noștri, foarte important să facă chestia asta. Unul dintre proiectele mele preferate este la UNICEF și la World Economic Forum legat de inteligența artificială pentru copii. Și ăsta este semnalul pe care vreau să-l transmit tuturor părinților și viitorilor părinți. Înțelegeți tehnologia asta ca să puteți să îi ajutați pe copiii voștri să crească armonios. Nu înseamnă că dacă un copil este în fața unui ecran de la un an, este un copil inteligent. Dimpotrivă, se scade inteligența dacă crește în fața ecranului. Deci aveți foarte mare grijă cum voi folosiți tehnologia, cum copiii voștri folosesc tehnologia și cum căutăm soluții. Soluțiile nu sunt întotdeauna gen de la tehnologie. So, be careful cu techno-solutionism, care este o mare capcană a industriei de tehnologie. Deci e și la, nu la discreția, dar la responsabilitatea fiecăruia dintre noi să implementeze aceste lucruri critic. Uite, cred că o să acord o ultimă întrebare, care are tot așa o tentă mai de viitor, mai multe despre tehnologie decât despre aspectul etic. Contextul întrebării sună așa. Deci, AI o să aibă un impact pe working force și o să înlocuiască oamenii în multe domenii. Este posibil ca asta să se întâmple nu ca un Big Bang, dar cumva gradual, ca să aibă un impact asupra devenirii oamenilor not relevant. Presupun că se referă mai mult la recalificare și astfel să atenuăm această schimbare exponențială care se întâmplă în lumea tehnologiilor astăzi și cum am putea să diminuăm asta ca să aibă un impact cât mai mic asupra forței de muncă umane. Iar o întrebare extraordinară și mă bucur să aud, vă mulțumesc tuturor că mi-ați pus niște întrebări foarte, foarte bune, una mai bună decât alta și cred că asta este direcția dorită, da? Dacă la început au făcut foarte multe studii legate de acest impact macro al automatizării asupra joburilor, între timp s-a revenit puțin și prin prisma faptului că foarte mulți din cei care s-au gândit la automatizare ca soluția perfectă pentru rezolvarea problemelor de eficiență, să gândească cumva în stagii, să realizeze că sunt responsabili pentru angajatorii lor și că trebuie cumva să gândească și beneficiul angajatorilor curenți în momentul în care fac această automatizare. Odată cu acest au spune nu volum mai lent, se întâmplă un alt fenomen care îl vedem și noi în PwC foarte tare, de fapt ni l-am aplicat nouă. Este cum anume, înainte să te gândești foarte mult la automatizare și la schimbarea de joburi, să te gândești, să pui accentul pe angajat și să te îngrijești ca el să fie educat digital, să fie upskilled. Și noi am început la nivel de PwC un program absolut masiv, cel mai mare din ultimii ani, din ultimii 30-40 de ani al companiei, de digital upskilling. Și toată lumea din firmă, gândiți-vă că suntem totuși o companie de contabili la bază. Trece prin acest masiv program de educare digitală în care ni se explică toate domeniile. Deci ca și cum ai merge înapoi la școală, doar că faci parte din această educație face parte din jobul de zi cu zi. Și vedem deja niște rezultate absolut extraordinare, pentru că oamenii în momentul în care încep să înțeleagă tehnologia, pot să fie consultați în cum să se schimbe aceste joburi și cum anume să folosim tehnologia în așa fel încât să îi ajute pe oameni față de să îi înlocuiască. Bineînțeles, aici vorbim de perspectiva blue-collar jobs și vorbim de joburi într-un anumit domeniu,
Dar în celelalte, dacă începem să vorbim de joburile fizice, cred că o să fie un proces mult mai încet, care o să permită și guvernelor cumva să se gândească la acest capitol. O să fie foarte interesant să vedem care o să fie impactul COVID-ului asupra automatizării și cu asta a joburilor, pentru că pe de altă parte o să fie și este, cel puțin aici la nivel de UK, se anunță o recesiune economică, deja am intrat de ceva vreme în ea, și o schimbare, o pierdere de joburi din perspectiva economică, lăsând la o parte automatizarea. Deci o să fie niște decizii foarte interesante care o să trebuiască să fie luate la nivel de guverne și la nivel de CEOs. Dorința mea cea mai mare este să ajungem să avem și acești angajați la masă și să le dăm, să le acordăm dreptul și respectul cuvenit, ca ei să fie în control atunci când se discută de aceste joburi care ar putea să le ia un job pentru care ei s-au educat și la care au dreptul. Și atunci s-a schimbat fundamental cum punem problema acestei digitizări, atâta vreme cât cei primii impactați negativ o să fie la masa negocierilor. Și o să vedem cu totul altfel utilizarea tehnologiei, care o să fie mult mai bottom-up, adică o să fie democratic decât top-down, cum a fost cumva planificată prin studiile pe care le-am făcut și noi și le-a făcut toate celelalte companii sau firme de cercetare de piață. Maria, cred că o să ne oprim aici cu întrebările. Mai sunt câteva care, de fapt, deja au fost acoperite de tine pe parcursul prezentării. Vreau încă o dată ți să mulțumesc pentru această oportunitate de a crea un awareness despre tematica eticii în inteligența artificială și cât de important este ca fiecare din noi să fie responsabil de consumul tehnologiilor care îl înconjoară, pentru că nu putem să ne ascundem de asta. Mă bucur că suntem în contextul în care am putut să avem această sesiune totuși și să avem cumva acces la cele mai bune practici pe care le implementezi, pe care le cunoști și că ai găsit timp să împărtășești și cu noi aceste informații. De asemenea, vreau să mulțumesc participanților care au dedicat timp și vor să fie mai informați. Deja este un prim pas important pentru a aduce un impact și a prelua controlul etic și moral asupra tehnologiilor care le folosim zilnic. Cu mare drag, vă mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat în după masa aceasta. Vreau să vă zic un singur lucru pe care l-am învățat fiind româncă în UK, este că ar trebui să avem încredere în valoarea umană pe care noi o avem. Acolo, în partea noastră de lume, sunt foarte multe lucruri pozitive de care noi nu suntem conștienți decât atunci când ne desprindem și plecăm. Dar aș vrea să plecați din această prezentare și cu un pic de încredere mai multă în voi, ca și professionals, dar și în țara voastră, în țara noastră, pentru că este valoare de care putem să ne folosim, să construim și să folosim aceste tehnologii și am mare încredere în capitalul uman care vine din România și din Moldova și este demonstrat prin numărul mare de români care lucrează în AI, în partea tehnică. Sunt absolut mândră de acești oameni care sunt la nivelul cel mai înalt cu putință. Și asta ar trebui să vă dea și vouă cumva încrederea că chiar dacă la momentul ăsta sunteți într-o parte de lume care nu vorbește, se vorbește prea puțin, lumea digitală vă deschide accesul, nu numai să vă informați, dar și să deveniți parte acestei comunități globale și să vă puneți amprenta cum aceste tehnologii vor fi dezvoltate. Și o să țin privirea lipită de AI în Moldova, ca să zic așa,
și de ce o să se întâmple cu, și vă doresc multă baftă și să ne auzim și să ne vedem cu bine. La Orange Systems știm o nouă rețetă de a lucra în IT. 31 linii de cod, o cafea savuroasă, creativitate și o gașcă de colegi harnici alături. Orange Systems, o nouă rețetă de a lucra în IT. Ce face copilul dumneavoastră aici? Știu că fiul meu, Vlad, implementează ceva funcționalități în cadrul diferitor proiecte, adică ceva la calculator. Mi-a povestit că dezvoltă microservicii și face ceva cu Kafka. Sincer, nu știu dacă lucrează aici. De fiecare dată când îl sun, îi spune că e în parc, în oraș, e plecat undeva peste hotare, dar îmi spune mereu că lucrează. Chiar nu înțeleg. Ce proiecte a realizat? Eu am citit într-o postare pe Facebook că echipa în care lucrează fiul meu Ștefan face câte ceva important în fiecare lună pentru oamenii și orașul nostru. Băiatul meu mi-a arătat un fel de aplicație. Poți să vezi câte locuri din oficiu sunt ocupate, să-ți rezervi masa la care vei lucra, să afli care este temperatura din birou și care este calitatea aerului. Fain, nu? Wow! Cristina mi-a arătat cum pot să intru pe contul meu fără parolă, că mereu o uit. Vă imaginați? Telefonul îmi recunoaște fața. Acest video va fi văzut de copilul dumneavoastră. Ce ați vrea să-i transmiteți? Adriana, mă mândresc cu tine. Alex, ești cel mai talentat. Ține-o tot așa. Cristina, sunt foarte mândră de tine și sunt fericită că sunt mama ta. Căline, ești cel mai tare. Amintește-le părinților tăi că ești cel mai bun. Intră pe systems.orange.md, aplică pentru un job și descoperă o nouă rețetă de a lucra în IT. Și hai odată, când te însori, toate neamurile mă întreabă.